În cele din urmă, karma vine după fiecare. Nu poți scăpa bătându-ți joc de oameni toată viața ta. Nu mă interesează cine ești, primești ceea ce oferi. Așa funcționează. Mai devreme sau mai târziu, universul îți va servi răzbunarea pe care o meriți. Salutare prieteni, cu voi iarăși Minte Curioasă și astăzi vă voi prezenta 10 cazuri când karma s-a întors. Bărbatul a hotărât să nu plătească pentru trecere și a încercat să sară peste bariere, dar karma l-a răsplătit bine meritat. Pentru cei care nu știu, țin să vă informez că karma nu iubește pe cei care arată degetul din mijloc. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu cei care și-au arătat degetul. Iar aici două cazuri unde fizica a adus răzbunarea bine meritată. Aici persoanele arătate încearcă să fugă din magazin după ce au furat bijuterii. Karma nu iubește nici pe cei care se bucură de câștig înainte de timp. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu biciclistul dat. Știți cum este proverbul, nu zi hop până ai sărit. După părerea mea, animalele sunt cele mai bune prieteni ale omului, iar karma îi disprețuiește pe cei care își bat joc de animale. De exemplu aici, băiatul își bătea joc de un câine care era închis în cușcă, iar câinele nu s-a lăsat de fel. Aici, fetița a încercat să lovească o pasăre și din această prostie a căzut pe calea ferată. Iar aici bărbatul încearcă să-și frigă calul sau să-l însemne, habar nu am ce face, dar uitați-vă ce s-a întâmplat. Apropo, karma nu-i pedepsește doar pe oamenii care își bat joc de animale, dar și invers. Aici veți vedea două cazuri în care băieții sparg ușa ascensorului pentru a intra în el, dar au căzut în groapă, din fericire s-au ales doar cu câteva traume. Karma de fel nu estimează pe cei care trec bariera fără permisiune. Din fericire, șoferul automobilului este viu. Uitați-vă cum karma îi pedepsește pe portarii neobrăzați. Mai departe vă las fără comentarii.
Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. La fel sunt faptele din clipul dat. Prieteni, v-aș ruga să înscriți în secțiunea de comentarii dacă v-a pedepsit karma vreodată pe moment. Prieteni, dacă v-a plăcut acest episod, nu ezitați să vă abonați, apăsați butonașul de like și subscribe, de asemenea apăsați și pe clopoțel, deoarece el vă trimite notificări de fiecare dată când postez, iar noi ne auzim data viitoare cu un nou episod.